Echipa de fotbal ACS Viitorul Severin din Liga 4, seria 2, etapa 14, a susținut un nou meci sâmbătă pe stadionul din Pristol. Echipa de la Dunăre a reușit o nouă victorie de moral, impunându-se cu un scor categoric de 6-0 în fața echipei CS Recolta Dănceu. Pe o vreme rece de numai câteva grade, echipa de fotbal ACS Viitorul Severin s-a mobilizat exemplar și a învins echipa băieților CS Recolta Dănceu, cu un scor incredibil de 6-0. A fost o partidă echilibrată, cu ocazii de ambele părți, însă doar cei mai buni au reușit să câștige. La pauză s-a intrat cu scorul de 3-0 pe tabelă. Tinerii jucători ai ACS Viitorul Severin evoluând excelent pe terenuri de fotbal. Meciul spectaculos a continuat și în partea a doua, continuând șirul de goluri, acesta fiind în avantajul severinenilor noștri. Golurile au fost marcate de către Petcu Ionuț, 3 goluri, Dumangiu Andrei, 1 gol, Lăcustă Mădălin, 1 gol, Iosu Gogu, 1 gol. Bilanțul jucătorilor ACS Viitorul Severin este de 10 de victorii și nicio înfrângere în 2023, formația acestora învingând la scoruri excepționale. ACS Viitorul Severin au reușit o performanță incredibilă, învingându-i pe băieții de la CS Recolta Dănceu, aceștia din urmă fiind campionii județului în anul precedent. Aceștia au demonstrat încă o dată că pot face un joc bun împotriva celei mai bune echipe din Liga a 4-a, aceasta fiind o remiză pentru ei din acest an competitiv. Cu această victorie, ACS Viitorul Severin rămân lideri în clasament.